pur și simplu nu are nevoie de introducere, deoarece este bine cunoscut în domeniile de afaceri, vânzări și oratorie din țara noastră, fiind multiplu campion internațional de public speaking. Totodată, el ne bucură cu prezența la fiecare eveniment de anvergură al clubului, fiind și unicul membru deținător al celei mai înalte distincții din Toastmasters, Distinguished Toastmaster. Este vorba de președintele generației 3, cu titlul discursului Fii liber sau fii mai bun, Ilie Dercan! Era și interesant ce știți despre mine. Așa, am o întrebare. Cine vine în Toastmasters sau chiar și astăzi? Pentru că îi place. Vreau să fac o statistică ca să vedem cifrele care vreau să vă spun ulterior. Ce vreau să vă spun astăzi, deja sunt sigur că foarte mult mă cunosc, dar lucru care m-a caracterizat este pasiunea față de ceea ce fac, pasiunea față de Toastmasters și fiecare om care este aici. Și lucrurile pe care le-am învățat pe parcursul la 10 ani, pentru că mi s-a zis că am 15 minute să spun ce am învățat în 10 ani de Toastmasters. Da. Dar fie faptul că Vlad nu a vorbit, strategic. Strategic. Să fie măcar 10 minute pentru 10 ani. Strategic. Ceea ce vreau să vă zic, parcursul la tot, în special mandatul ăla, ceea ce am învățat, și chiar astăzi mă gândeam, care au fost cele mai importante lecții despre care încă n-am vorbit în ședințele Toastmasters, că aici era o formulă importantă. Și primul cuvânt care mi-a venit în cap, despre care astăzi vreau să vorbesc, este vorba de provocări. Și de multe ori liderii vorbesc despre faptul că e important să ai provocări, provocările îți fac mai bun și tot așa mai departe, dar eu am să arăt un pic alt pui la problema asta, sau la cuvântul ăsta, este că anume provocările și îi fac pe oamenii din echipă să se unească și să vrei mai mult. Și analizând, eu am făcut-o foarte inconștient, îi spuneam oamenilor tăi, noi nu avem potențial, dar noi putem să fim, iată aici, sau putem să facem ceva wow. Iată, wow-ul ăsta, de obicei, în leadership, poate fi ceva de genul, ceva care încă nimeni nu a făcut. Ceva care încă habar n-am cum o să fie. Ceva care, cumva, uite, hai să mai facem încă un eveniment. Facem un eveniment așa, dar da să facem unul și mai mare. Și tot așa mai departe, că chestiunile astea îi făceam cu oamenii care erau în jurul nostru să zică, da, hai să vedem, cum, de unii, ce se face, și așa mai departe. Moderatorii spuneau că comandantul Vlad Dencio a fost cel mai mare eveniment de la OD1, a fost că tare comandantul meu. Știu, la evenimentul ăla, Vlad Dencio de ce că nu mai vrei să fii președinte. Asta și s-a marcat cumva, s-a asociat cu Vlad. Dar după asta, cumva, noi am schimbat lucrurile și totuși el a devenit președinte la următorul mandat, că n-avem control. Dar anume, acele evenimente, acele maratoane, acele zeci de evenimente pe care noi le făceam și cu inspirație, cu dedicație, pentru că omul nu poate să dezvolte dacă nu se încordează. Asta e valabil pentru fiecare persoană. Și dacă vreți ca lider, atunci gândiți-vă cum voi faceți ca să-i provocați și să vă asumați 100% asta. Și al doilea moment care m-am gândit astăzi foarte mult, este vorba de emoții. Și v-am întrebat în început, ce vine aici că îi place? Asta e emoții. Dar în momentul în care începem să generăm emoții de dragoste, de pasiune, de fericire, de entuziasm, ce să vină mai mult? De ce? Pentru că vor și ei. Și ce se întâmplă acolo? Bă, ce stați așa? Mă, am ețin acolo. Și ce acolo? Așa, să secta, secta, cum zice Benedicta. Asta e Benedicta, zice nu eu. Despre secte și chestii de secte. Ce se întâmplă acolo, că la voi fiecare, cumva, evenimente, poze, în care toți zâmbesc, ce vă fac? Deci, acea emoție pe care tu reușești să o generezi la fiecare ședință, și asta și-a fost unul din obiectivele mele cu mandat, indiferent de ce se întâmplă, când ies în față, să am dispoziție pozitivă, să am stare, energie, să există și o doză de umor la momentul potrivit. Chiar și în cele mai proaste momente, cândva la o ședință, îmi spunea odată cineva, într-o organizație în care facem parte, îmi zicea, știi, la o organizație, duci pe râu, foarte fain, pe râu, numai ne hai, mă rog. Oricum, undeva, merge. Și aici contează din tot ce faci tu să extragi niște lucruri care creează atmosfera cea plăcută. Pentru că când e încordat, când ne-a plăcut lucrurile, nu mai merg unii vreți. Și cel mai provocator pentru oricare lider
Și nu vorbesc doar de președinte, dar vorbesc și de lideri și vicepreședinți și de oricare este să creez oameni mai buni ca tine care să urmeze mai departe ceea ce faci. Și eu am creat, dar că nu m-am gândit la un detaliu, dar important, să creez oameni mai buni ca tine care să urmeze una, dar să creez oameni care sunt mai buni ca tine și să vrea să urmeze mai departe ceea ce urmează. E altă provocare. Și întotdeauna lumea știe ce mai mare provocare este, într-adevăr, a fost să conving sau să arăt ce înseamnă ca președinte, pentru ca oportunitate pentru oamenii care contează mai departe să fie. Și, într-un final, vreau să vă zic că Toastmasters este o comunitate de oameni extraordinari. Și noi suntem, și spuneam de multe ori, este organizația în care, compania în care o am, la moment, sunt 6 președinți Toastmasters. În echipa noastră, ca activitate de business, avem 6 președinți Toastmasters și mulți alți vicepreședinți, pe mult jumătate sunt membri Toastmasters. Și eu mă mândresc cu asta, vă mulțumesc pentru faptul că creăm o organizație cu un impact pozitiv în societate și nici 3 campioni. Da, și 3 campioni. 6 președinți și 3 campioni într-o organizație care dezvoltă ceva într-un domeniu pe moment. Nu zic ceilalți care nu sunt membri, nu sunt doi, sunt foarte buni, dar cum e greu e fixit. Aici oamenii se cuprindă, se dezvoltă și asta e și mai important pentru toți. Ceea ce vreau să vă zic la final, dar întotdeauna trebuie să tindeți ca să fiți liberi, să fiți mai buni. Și aici este asta posibil.